Un alt personaj din lumea TikTok-ului și nu doar, care i-a făcut lui Iancu o provocare pentru meci. Și părerea mea este că are șanse foarte mari să fie următorul adversar al lui Iancu. Este Ricardo. I'll trade you up for your next fight. Well done. Good for you. Uite, din nou e pierdut. Nu mai are. Salut. Mulți dintre voi mă tot întrebați aici pe YouTube sau pe celelalte rețele de socializare când și cu cine va mai lupta Iancu. M-am gândit să fac un video să vă explic exact despre contractul lui Iancu, despre pregătirea lui Iancu și poate așa o să reușiți să înțelegeți de ce nu luptă acum în 27 și când va lupta și posibilul său adversar din următorul meci. Iancu are un contract cu Eric Sef pe 3 meciuri. Un meci a fost acesta cu Ovidiu Neveu și au mai rămas 2 meciuri. Contractul lui Iancu este pe o perioadă de 2 ani. Da? El a luptat în ultimele 2 ediții ale galei Eric Sef. Orice luptător, chiar și profesionist 100%, nu luptă în fiecare ediție a unei promoții. Un luptător nu poate să fie de 3, de 4 ori pe an, să fie într-o formă maximă, nu reușește să ajungă fizic, îi trebuie o perioadă de pregătire, de antrenament, îi trebuie o perioadă de relaxare, îi trebuie o perioadă de pauză, chiar dacă este o pauză totală sau nu totală, da? Dar îi trebuie o pauză de odihnă pentru corp. După acest meci câștigat în fața lui Ovidiu Neveu, am stat și am discutat și am hotărât amândoi că nu are rost să lupte și acum în 27 septembrie, să mai lăsăm și alte persoane să lupte, iar de acolo probabil să-și aleagă un viitor adversar. Au fost menționate câteva nume. Haideți să vorbim un pic despre cei 3 mari posibili adversari al lui Iancu. Și să aranjăm un pic lucrurile pentru că sunt anumite zvonuri care nu sunt adevărate. Au fost câteva nume care s-au vehiculat pe rețelele de socializare, iar una dintre ele a fost Andrei Deiu. Cineva s-a folosit de un clip de-a lui Andrei și a făcut o provocare pe... Cred că era vorba de TikTok, a făcut o provocare pe TikTok pentru Iancu să lupte. Dacă ați văzut și l-ați urmărit pe Iancu, acesta i-a răspuns într-un video pe TikTok. Da, într-adevăr pe TikTok a fost. I-a răspuns și Andrei Deiu i-a scris înapoi în privat. Acesta i-a spus că nu el a făcut provocarea. El este un sportiv dintr-o altă ramură, ați văzut, el face fitness. Da, culturist fitness și nu își dorește să facă un match cu Iancu, un match de MMA. Ei doi se înțeleg chiar foarte bine, așa că acesta a fost doar un zvon. Nu există niciun match cu Andrei Deiu. De multe ori s-a vehiculat un match revanșă între Iancu și Ovidiu Neveu. Nu va fi un asemenea meci, deoarece Ovidiu nu a arătat nimic în acest meci. Este o persoană care și-a făcut foarte multă reclamă pe spatele acestui meci și nu a arătat. Dacă a arătat ceva în acest meci, dacă era un meci foarte intens, lovea și Ovidiu, se ajungea la o decizie la sfârșitul celor 3 reprize, probabil că da, ar fi meritat. Dar meciul acesta a fost în totalitatea lui Iancu, Ovidiu Neveu nu a arătat nimic, nu a dovedit nimic în acest meci, așa că nu există și nu va fi un meci revanșă. Părerea mea este că Ovidiu Neveu nu va mai lupta în Eric Sef. Acesta, după cum ați văzut, își caută reclamă, s-a luat de Jador, s-a luat de Ionuța Totirese Pitbull, de Ricardo, de toți de care poate. Doar ca să-și facă reclamă pe el, nu cred că îl interesează să ajungă un sportiv, îl interesează banii și să vorbească lumea de el. Un alt personaj din lumea TikTok-ului și nu doar, care i-a făcut lui Iancu o provocare pentru meci. Și părerea mea este că are șanse foarte mari
să fie următorul adversar al lui Iancu este Albu Filip. Chiar dacă Albu Filip are o experiență mai mare decât Iancu în artele marțiale, eu personal nu cred că nu este un adversar care poate fi învins de către Iancu în cușcă. Rămâne de văzut ce vor face cei din RXF. Dacă ne vor propune un match, va trebui să stăm să ne gândim, dar are șanse mari ca Albu Filip să fie următorul adversar al lui Iancu. Ați văzut că după meciul cu Ovidiu Neveu, Iancu a luptat într-o gală de jiu-jitsu și a făcut un meci de jiu-jitsu pe reguli de no-gi de grappling. Acest lucru face parte din pregătirea lui Iancu pentru meciuri de MMA. Probabil că pe viitor va mai face astfel de meciuri. Poate chiar va lupta și pe reguli de kickboxing sau de box. El își dorește să fie un luptător complet, un luptător de MMA. Nu caută să facă neapărat performanță în jiu-jitsu sau în kickboxing. El își dorește să fie un luptător de MMA, iar aceste două sporturi fac parte din MMA și meciurile acestea între cluburile sau meciurile de pregătire pe care le face îl ajută să-și stăpânească mai bine emoțiile, tehnica și să fie un luptător cât mai bun pe parte de MMA. Într-adevăr, în momentul de față, Iancu face o pauză de la pregătire. A fost mai vine la antrenamente, vine odată la câteva zile sau odată pe săptămână și îmi pare rău că nu reușește să vină mai mult, dar are și el treburile lui pe acasă, afacerea de familie. Pe viitor, probabil că în momentul în care vom ști când și cu cine va lupta, va veni mai des la antrenament. Asta este viața. El nu trăiește din sport, o face de plăcere. Probabil că dacă ar trăi din sport, atunci ar fi zi de zi în sală. Dar atâta vreme cât o face din plăcere, n-avem ce să-i reproșăm. Chiar mă bucur că reușește să facă o performanță cum a făcut până acum. Și sperăm, și eu sper, să aflăm un adversar cât mai curând și probabil că va lupta în luna decembrie, în ultima gala RXF din acest an. Sper că am reușit un pic să vă clarific situația cu Iancu în momentul de față, când va lupta, care este posibilul adversar. Iar dacă aveți întrebări despre pregătire, despre Iancu, despre antrenamente, puteți să-mi lăsați aici în comentarii. Vă salut pe toți și dacă v-a plăcut acest video, dați un share. Salut la toată lumea! Este super fight, ne concentrăm asupra meciului dintre Iancu Sterp și Sebastian Curelaru. Iancu în stânga imaginii, cu colanți, adversarul său Sebastian Curelaru. Un meci de Brazilian Jiu-Jitsu care consemnează debutul lui Iancu în această zonă a sporturilor de contact. Este ultimul meci din gala Hajime Pro Tournament, care a fost alcătuită dintr-o piramidă plus câteva super fight-uri. Iancu se antrenează la Hajime MMA Academy, acolo unde e pregătit de Robbie Mund. Iancu și-a făcut intrarea și în MMA-ul profesionist, acolo unde are deja două meciuri, ambele câștigate.